Da, și acesta este intro-ul nostru. Vă salut, frații mei, vă salută Marian sau Gipolino. Seara bună la toată lumea, bine ați venit. Da, știu, îmi cer scuze în primul rând pentru că trebuia să încep live-ul mai devreme, dar circumstanțele n-a vrut să țină cu mine. Am ajuns mai târziu de la serviciu și n-am putut să intru la ora respectivă. Vă pup și vă respect, suntem Pablo Escobar în seara asta, fraților. Rămâneți cu mine că urmează un joc forță rău de tot. Un joc care mi-mi place foarte așa, că așa zici că stac sinte, mâncați aici gura ta. Stai așa. Bă, stați așa, ori suntem bagabonți, vă dau două feluri. Ori așa, ori așa. Stai așa puțin că revin. Să vă ziceți voi care și cum. Ori așa, frate. Cum suntem? Care suntem? Suntem mai bombardieri? Cum suntem mai bombardieri? Fiți atenți că în seara asta vă dau maxim cu jocul ăsta. E un joc frumos de tot. Pe mine m-a pasionat, m-a impacientat. De ce? Pentru că este un joc cu și despre droguri, fraților. Cu fesul, cu căciula. Cu căciula. Bă, știți care treabă, că pot să mă ascund după căciulă, după alea, știi? Fac nebunie, pac, căciula să moară fanina mea. Stai așa să văd ce zice. Fiți atenți, dacă Task zice șapcă sau căciulă, alegem ce zice Task. Task-ule, stăm la mâna ta, frate. Vă pup, Task Big, Nico. Chilu, te pup, Nichiulule. Power, salut, te pup. Vă pup, mersi frumos, fraților, ai cu dislike-ul ăla. Salut, Armando, te pup. Bosulică, șapca, să moară fanina mea, șapca. Băi, asta e urât la căștile astea cu... Da? Asta e urât la căștile astea cu fir, frate. Și pe astea le mănâncă praf aici, mâncava vaci gura voastră. Toi, mama. Acum, fiți atenți. Fiți atenți că nu e așa de simplu, nu e așa de simplu. Fiți atenți pe care o alegem, frate, pe care o alegem în cava și gura voastră, pe care o luăm. Task-ule, alege o culoare, frate, alege o culoare care îți place ție și pe aia o punem, frate. Alege o culoare și pe aia o punem, frate. Fii atent, zi tu care o vrei, care o vrei de aici, care o vrei de aici, aia o să fie. Care vreți, care o luăm? Pe cea roșie, pe cea roșie. Pe cea roșie. Asta. Pe cea roșie. Pe cea roșie să moară bășina. Ia-uzi. Ia-uzi, boss. Pasta roșie, gata, s-a ales. Publicul a votat, frate, pasta roșie. Hai să punem șapca. Bosulică. Grea decizie. Roșie. Gata, frate. Pasta roșie. Băi, fiți atenți. Hai să ne dăm pe principală. Că suntem pe secundară acum, știi? Ne dăm pe principală frumos, așa cum trebuie.
Vă pup, respectele mele pentru toată lumea care e prezentă alături de mine în seara asta. Fiți atenți, în seara asta suntem așa, stați așa că nu știu dacă muzica e tare. Cred că nu-i tare muzica, cred că e bine muzica. În seara asta vom fi traficanți de droguri. Traficanți de droguri, dar știți cum? Speța joasă. Speța joasă, frate. Barieră să moară fanina mea. Fiți atenți, azi suntem... Suntem, băi, merador de live, credeți-mă, de-aia sunt așa, nu știu, vreau să încep și jocul, vreau să vorbim mai multe, vreau să, nu știu, și sunt, nu știu, eu când vreau să zic multe mă pierd. Salut, Sony, te pup, bosulică. Pune șapca invers, gata, boss, ia uite, respectele mele, șapca invers. Ori suntem bagadei, ori mai suntem. Fiți atenți, nu, stai mă că suntem de la dealer. Fiți atenți, suntem la speța joasă. Speța joasă înseamnă că noi suntem săgeți. Noi acum suntem săgeți, dar putem să ajungem Pablo Escobar. Cine nu-l cunoaște pe Pablo Escobar, vă rog să căutați pe YouTube sau unde vreți voi pe Google. A fost cel mai mare traficant de droguri, fraților. Traficant la forță majoră. Și începem. Aici suntem, deschidem sunetul jocului imediat și ne jucăm, frate. Ne jucăm, fiți atenți, să vedeți ce urmează aici. Jocul este în engleză, subtitrările sunt în spaniolă, ca să înțeleg și eu ceva, că e engleză. Nimic? Bombă, petardă, topor, tămâie, mământ. Și are o muzică care poate va fi ceva genul copyright. O să dăm puțin așa mai pe haules și o să încerc să vorbesc eu peste joc. Da, ca să putem să... Este un simulator de droguri, fraților. O să facem combinații de marijuana cu marijuana, așa zic, să știți. Marijuana cu ecstasy, cu amfetamină, cu cocaină, cu orice drogă există în lumea asta, este aici în jocul ăsta, să știți. Orice drogă există în lumea asta. Nu vreau să vă fac nicio promovare la niciun drog, doar este un simulator de droguri și pe mine m-a pasionat. De ce? Pentru că, frate, ai acțiune, te ascunzi de poliție, trebuie să duci, să duci marfa, ăla cere 2 grame, ăla cere 5 grame, nu știu ce, hașiș, cannabis, toate astea sunt aici. Rămâneți cu mine, o să jucăm o oră aproximativ, începând din această oră, 20 și 15 minute la voi. O să jucăm timp de o oră, dacă o să vă placă jocul, o să mai jucăm și în alte seri sau în alte zi pe live-uri. Avem un telefon, hai să vedem ce ne spune aici la telefonul ăsta. Ne sună Edi, cine e Edi, nu știu. Cred că ești trezit. Te-am lăsat să dormi? Dar trebuie să-i dau o lecție acelui tâmpit. Nu știu despre ce tâmpit vorbește. O să vedem acum. Eu mă papă fluxând și dacă mai scriu. Ok, Chelu, te pup. Marijuana cu foi de porc. Nu știu, aici să fumează și să trage pe nas tot ce vreți voi. În sânge, direct, pe. Avem prima misiune, fiți atenți. Trebuie să comprobăm misiunile actuale apăsând pe tab. Ok, nu ne interesează lucrul ăsta. O să ne descurcăm. Ăsta este jocul. Să-mi spuneți cum se mișcă live-ul. Sper să nu vă amețiți. Putem să interacționăm. Aragazu. Bă, mai spală, frate, aragazul ăsta. Uite, căcat, mâncava și gura voastră. S-a căcat acolo, pe aragaz. Nu știu. De asta e ceainic de ăla, pe era odată. Putem să stingem. Băi, ăsta e prea... Stați așa puțin. Că sensibilitatea îmi dă cu... X. Bun. Acum avem o de-asta disponibilă. Noi putem să mergem acum în acest moment să vedem unde trebuie să mergem. Avem și hartă. Asta este harta. Noi trebuie să mergem aici la Edi. Hai să mergem la Edi. Opa, avem poarta blocată. Avem nevoie de o cheie. Bă, trebuie să căutăm cheia. Unde o fi cheia? În frigider? Să vedem unde avem cheia noastră ca să deschidem poarta. Opa, aici avem un ghiozdan. Asta este... Opa, uite o cheie. Asta e cheia noastră. O punem aici, frumos. Și plecăm pe sistem. Hai să vedem. Am folosit cheia. Deci e blănau. Fiți atenți. Mergem să vorbim cu Edi ăsta. Nu știu cine e Edi ăsta. Ce treabă are Edi cu noi. Am ieșit pe stradă, fiți atenți că am ieșit la stradă. Container, haubau. Am nevoie de un pic de luminozitate la grafică. Nu contează asta. Băi, spune că n-avem partidă spaniolă, haules, baules. A, nu se poate așa ceva. N-avem luminozitate. Băi, trebuie să mergem la Edi, să vedem ce ne zice Edi ăsta.
Ia să vedem, o luăm bine? Hai că o luăm. Hai că o luăm dacă e. Aici avem poliție, să știți, avem... acum suntem curați, acum suntem curați că doar ce am început jocul. Dar după aia să vedeți mâncava și gura, să vezi combinații, să vezi ce-mi cer bagabunți ăștia. Hai că mergem bine la Eddie. Eddie, să vedem unde... Ăsta o fi Eddie? Că văd că nu mai e nimeni pe aici. Un căluț. Ăsta e Eddie, frate. Ce faci, bossul? Ce faci, bossule, te droghezi aici în parc? Ce te uiți așa la mine? Te-a luat amețeala. Ia uite, nu mai și de viața ta. Unde ești? În avion. Ia uite, păi aplaudă-mă puțin așa dacă tot. Ha? Să așa că trebuie să mă așez. Salut, Vlăduț, te pup. Bine venit. Fiți atenți când dă să fumez. Fumăm sau nu fumăm? Ia ziceți voi acolo pe chat. La revedere, nu mai. Că nu mai îndă. Ce să fac, bosulică? Uite aici pe joc. Un joc nou pe canal. Un joc despre droguri, despre combinații, despre cartier. Stai așa să vedem cine zice asta. Ce fel a fost la petrecere, îmi spune. Îi spun că nu mi-aduc aminte, că na, ca și cum am fi fost drogați, știi? Mă, ce mi-a zis de motherfucker? Ia auzi, Nico, motherfucker! Ia uite că avem mult de muncă, frate. Să vedem ce combinații avem. Anything and everything considering the business in and out goes through me. From now on, I'm your daddy, your boss, your fucking wife, only one person. You need dope? You write to me. You got the cash? Ia uzi, ci că dacă avem nevoie de iarbă, trebuie să-i scriem lui și el face rost de bani. Straightforward. We're gonna start basic. O să începem cu cel basic, cu basic. Iarbă și amfeta. Sunt trei pachete care mă așteaptă într-o ascunzătoare, îmi zice. Trebuie să vindem livrarea. Să vindem astea. Ia să vedem. Îi spunem, el mă întreabă, e undeva ascuns sau o să-i răspundem pe portatil, da? O să alegem pe calculator. Să vindem pe calculator. Acum cine o să vinde pe internet, frate? Toate alea. Auzi că este încriptat, adică nu, poliția nu se poată. Dacă poliția vrea să ne caute și să ne descopere, nu se poate pentru că o să rezolvăm imediat problema. Ia uzi. Hai să întrebăm ce este un de ăsta. Anyway, get to work. Gotta go. We'll get to you later. Bine, bus. Am plecat. Cum ne ridicăm de aici? Hai, salut. Salut, Barosane. Îmi pare bine. Ce au ce adidași frumos aici, că ești papinoi. Wow, 600 XP, frate. Avem prima misiune. Să vedem cum Deci trebuie să mergem aici. Primul pachet, îl avem aici, da? Băieți. Aici e casa noastră, aici e benzinărie, comisarie, hau, n-avem nevoie de ei acum. Noi trebuie să mergem încolo. Trebuie să mergem, vedeți, avem o mapă în jos aici, de jos de tot, în josul paginii. Avem o mapă și acolo trebuie să mergem, încoace. Să vedem ce înseamnă 20 de metri. Unde ești, mâncați? Și pe casă, te-ai băgat pe casă, unde te băgat? E blocată poarta, nu putem să intrăm, zid. Opa, ce faci, pisi? Desculță? Ți-ai vândut papucii pe droguri, nebunul. As. Băi, nene, unde e ăsta băgat, mă? Uolu, eu uite unde am ajuns, bă, la comisarie, ești nebun. Vreau să mă duc să vând droguri și vin la comisarie. Hai că e bine dacă e, mă. Bă, care-i... Nu înțeleg, frate. O trebuie să mă sui pe astea pe aici? Nu. Băi, suntem bine unde suntem, mă? Aici suntem, frate. Și că poarta este închisă cu cheie. Stați așa să vedem comenzile. Eddie, mesaje...
Mesaje nu avem deloc, avem și un mobil, like, avem și un mobil, nu știu, e iPhone, Samsung, nu știu ce. Băi, avem nevoie de o cheie. Pe aici mi-a apărut ceva. Băi, bă, fi pe pod sus, mă? Dar nu cred că putem să urcăm pe podul ăsta. Nu cred că putem să urcăm pe podul ăsta. Băi, stai că m-am panicat aici, e bine. Pungile astea de gunoi nimic? Îmi zice că poarta e închisă cu cheie, frate. Păi și cheia de unde o luăm? Ia stați așa să mergem până acasă, să vedem ce se întâmplă. Stați că mergem până acasă, poate avem cheie aici. Poate ne-a lăsat Eddie cheie aici, știi? Aici nu-i poartă. Se vede bine pe live. Mă refer luminozitate, toate cele. Intrare pe partea cealaltă. Și asta e blocată, mă? Bă, ăștia mi-am blocat. Ce ați făcut? Pisi, ce ai făcut, mâncați aici gurată? Mi-ai blocat. Zalinca, te pup. Ce faci, bosulică? Te pup. Bine venit. Bă, nene, stai așa puțin că ăștia mi-a închis poarta. Ești nebun, m-a lăsat pe afară. Nu, pe aici, pe aici, e bine, hai că e bine. Hai că e bine, eu stau la etaj 2, da? 2 cu 1. Ai obosit nebunule, a? Personaje, aici o să putem să îmbunătățim, să facem un upgrade personajului respectiv, ca să luăm mai multe lucruri, să putem să vinem recupera, am înțeles. Trebuie să recuperăm primul nostru... Ce avem aici? Pișetoare, duș, toate cele. Eu ce să băie, e clar, trăiesc într-un bloc de... Am luat și jocul, dar am uitat să mă joc. E, nu știu, acum l-am îl joc pentru prima dată. Băi, nene, eu trebuie să ies afară de aici. Dar credeți-mă că eu văd întuneric, eu nu știu cum se vede la voi. Eu la mine se vede mai întunecat. Trebuie să mergem acolo să vedem ce se întâmplă cu ăsta, frate. Cum deschidem poarta aia? Aici este. Cum deschidem poarta asta, frate? O mai exista un alt ăsta prin spate? Băi, hai să dăm o roată la asta, mă. Hai să dăm o roată, fraților. Hai să dăm o roată pe partea cealaltă. Dar aici nu pot, că e poliție, ești nebun? Ce faci, domnul? Hai să trăiești. Coronavirus ceva la voi aici? Văd că ai cască, văd că ți-a desenat în spate portretul. Nimic, a? Nu vorbește? Păi îmi baf, tata, prietenaș. Eram încântat din beta. Da, interesant. Băi, eu nu știu, totuși zic că eu trebuie să urc pe aici, frate. Dar nu urcă, nu urcă pe cutiile astea. Și de unde facem rost de cheie? Că nici nu l-am citit pe buzi. N-aveți idee nimica, dacă auzi pachetul, vezi că lângă ușă, în stânga e o ventilație acolo. Acolo trebuie să mă la ventilație. Bă, am fost, frate, la ventilație, dar... Bă, nu ești nebun. Nu merge, frate. Caut o cheie. Mă, dar de ce face așa? Ia uite cum face, a dat nebuneala în el. Aaa, boss, da, bă. Bravo, bosulică. Bravo, mâncați aș gura ta. Bravo, mă, Zalinca, mâncați aș gura ta. M-ai scos în prăpaștie. Alright. Your first client should be messaging you any moment now. Trebuie să mergem acasă și să umblăm la calculator. Bravo, bravo, bravo. N-am știut. Mersi frumos oricum. Mesaj nou, avem un mesaj nou, frate. Fiți atenți că avem mesaje. Ia uite, două mesaje. Păi și nu ne scrie nimeni? A, trebuie să mergem acasă la calculator. Hai că da. Haideți acasă. Haideți acasă să facem primul business. Tomberoane, găuri, găuri. Gata, am înțeles. Sunt pe bine-s. Trebuie să mergem să vedem cui vinem și ce vine prima dată. Bă, nene, dar asta, stai mă puțin așa, că am butoane aici pentru... Gata, boss. Așa, mă, nene. Să văd și eu mai albicios. Că nu văd, nici nu intru pe poartă, nici nu știu pe unde-i poarta. Mi-a zis să mergem la calculator, nu închidem poarta să nu vină peste noi. Oricum, aici poarta e ca și cum... Hai să folosim. Calculator, ok. Asta este Shady.com. Dark Web Communicator. Este un web comunicator.
Aici pide, aici cere Eddie tot ce trebuie să ducem. Pe telefon doar primești notificări, atât. Am înțeles, mersi frumos. Bun, deci avem Marijoana. Ia să vedem ce mesaje avem aici. Ia uzi, este o posibilitate de marihuana 3 grame. Vrea și el 3 grame, frate. Hai să îi dăm 3 grame, cred că avem, nu? Ok, ăsta ce vrea? 5 grame de speed. Bă, stați așa să vedem. Stați așa să vedem. Eu nu știu ce am la mine. Și nu știu cum să văd ce am la mine. Ia stați așa puțin. Stați așa că nu știu unde mă uit să văd. Ok, stați așa puțin că trebuie să... Am înțeles că trebuie să... Să acceptăm toate mesajele. Hai să-i scriem și l-asta, că avem. Și mai avem un mesaj. Îi scriem și l-asta. Bun. Trebuie să mergem să le ducem acum. Dar primul talpul îți dă fix. Am înțeles. Aici ai dat prețul. Vezi, dacă ai jucat beta, știi, cunoști. Hai să vedem. So take that into consideration before you run those first clients. Am înțeles. Îmi zice că am nevoie de spațiu. Ia să vedem. Ia uite, 3 clienți. Pam, pam. Avem deja, nu? Avem deja bunul la noi. Acum e acum, că dacă dăm cu ochii în ochi cu poliția, am pus-o, frate. Trebuie să avem mare grijă. Primul client se află... Ia uite-l. Ia uite-l cum așteaptă. Ia uite-l cum face. Zânga, zânga. Următoarea zi vine garda să nu fugi pe stradă, da? Am înțeles, trebuie să mergi liniștit să faci toate astea. Ia uzi. Ăsta ce vroia, mă, frate? Bă, dam 2 grame, mă, ești nebun? Doar. Stai puțin așa, că nu știu ce vrea ăsta. Asta e ceva de genul, să putem să modificăm. Băi, nene, da, tracu altă. Tu ai 2 pachete de 3. Am 2 pachete de 3, am înțeles. Deci îi dăm 2. Stai, mă, ce am făcut, frate, că i-am dat prea mult. Nu i-am dat. Deci punem așa și dăm doar 1, nu? Gata, ăsta este, nu? Bun. Ajutorul nostru, Zalinka. Opa. Ia uite ce acum e problema mea. Băi, nene, ăla-i pe undeva. Aici pe între blocuri merge să fugim, nu? Deci, mergem unde mergem. Opa! Ce, mamă, ce mai speria pisi. Ăsta este, cred că. Ce faci, boss? Ia să vedem, tu ce vrei? Ce dorei? Amfetamină, 5 grame. Avem 5 grame, exact fix. Faci manevre. Să ai mai multă marfă, amestec. Da, am văzut combinația, am văzut. Poți să bă cu bicarbonat, cu toate boalele alea. Și mai avem unul, avem pe beta acolo. Hai să vedem la el ce se întâmplă. Avem și forță. E Caterin Cărău. Da, păi mai impacientat joc, cum place. E risc, e combinații. Îți poți muri clienții. Să nu abuzezi. Păi nu, că n-abuzez de ei. Doar vreau să-i trai la mine, să le dau cu... Opa, ce faci, boss, aici? O, ce dă-sta? Deci că e... Și că e persoanele în lumea maia. Te-ai îmbrăcat cu covorul, nebunul. Au ce ochelare aici, zici că vii de la schiuri. Ce-ți mai place să tragi pe nas, nebunul? 3 grame. Haules. Am plecat. Ia uzi, acum sunt pe contul meu propriu. Așa că avem level 2. Let's go home un pic. Ia uite bani aici, mâncați aici gura ta. Am 5 puncte de abilitate. Haideți că mergem acasă prima dată. Stați așa că cred că am luat-o randeaua. Aici e casa. Vreau să merg acasă prima dată și facem și punctele de abilitate. Să facem un upgrade la jucător. La player. La monigote, la tot astea.
Acum trebuie să te duci acasă să-ți iei 10 grame de praf și 10 de Maria și să ai stoc. Da. Păi stai puțin așa că încă trebuie să mă duc să cumpăr. A, acum trebuie să cer, fii atent că la calculator aici cred că cerem. Ia să vedem cum facem comandă, frate. Ia uite, Edi. Uite, vengă lui se venta, să vine nicio oră. Trebuie să cerem niște marijuana. Am 130 este limita. Astea sunt 10 grame aici, nu? Astea sunt grame aici, nu? Aule, ce ai făcut, băbiță? 10 grame de marijuana. Hai să punem și amfetamină. Da, 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 10 grame, bă, ok. 120, 130. Hai să le cerem pe astea. Și presupun că astea mi-ajung într-un timp anume, nu? Ia. Da, uite, exact asta îmi spune acum. Și acum o să aștepți puțin și ți apare pe hartă. Am înțeles. Am înțeles, boss. Băi, eu nu știu, aici ce să stea ragaz. Parcă aveam ceva aici la telefon. Ia uzi. Astea-s doar notificări. Ia să vedem. Să vedem ce mai avem pe aici. Ia. O să întârzi jumătate de oră, mi-a zis. O jumătate de oră până mi-aduce prima cantitate de drogane. Am cerut 10 de Maria și 10 de amfetamină. Ok. O să-mi apară pe hartă, cum a zis Zalinca acolo. Farmacie. Ia uite. Mergem la benzinărie, fraților. Hai, let's go. Let's go. Cu încredere și prudență. Sau la benzinărie trebuie să mă duc să... Stai așa că s-ar putea la benzinărie să mă duc să cer... Ia stai așa puțin. Ia stai așa puțin. Îți spune zona și un indiciu unde este. Te duci în inspecție să vezi ce este pe acolo momentan. Ia să vedem ce avem noi pe la benzină Rainer pe aici. Nu sări în gardul că suntem suspecți de săritori de garduri după aia. Ia. Yeah. Opa! Bună ziua, aș dori și eu niște bere dacă aveți. Bere de nuci. Ia să vedem. Ce să... Ce ai făcut, frate? Bicarbonat de sodiu. Fiți atenți, mâncavași. Ești nebun la cap, îi le amestecăm la ăștia de-i turbăm. Dă spumele nei, iau-te, detergent. Pastile de ibuprofen. Cutie de vopsea de aerosol. Ghiozdan mic. Mucilă ghiozdan mai mare. Am înțeles. Trebuie să te duci la Eddie să îi plătești primul transport. Bicarbonat. Băi, stai un puțin. Ia-ți dă-mă să luăm niște bicarbonat ăsta. Unde punem aici? Așa, mâncați așa. Hai să plecăm de aici. Asta vine exact lângă poliție, ești nebun, fii atent. Pastile. Dă să iau pastile. Pastile, unde-s pastilele? Ia. Ia dă-mă alo, pușcăria. Stai așa, că te fii atent, că te dau pe bingă la aia acolo. Pastile de ibuprofen. Hai să luăm și niște de-astea. Dar nu mă lasă. Fii atent că nu mă lasă, cred că n-am loc în ghiozdan, boss. Fii atent că n-am loc în ghiozdan. N-am loc în ghiozdan, boss. Ia uite, acolo e pachetul ăla cu semnul întrebării, nu? Nu vine nimeni. Hai, let's go. Am fugit. Mi se spunea Doroftei, dar l-a sărit garduri. Pe timpul ăla când făceam eu combinații. Bă. Hello. Băi, e liber pe aici. Deci fii atent că aici e combinație. Și că la 3 metri, păi și la 3 metri unde, bă, nene, bă? Că ai luat bicarbonatul, trebuie să apeși cât râlă și doar o cutie. Se vede șmecher la tine jocul. Vezi în coșul de gunoi. Băi, ia să vedem în coșul de gunoi, mă.
Opa. Opa, bobiță, ia uite unde, astea sunt buzunarele noastre, să știți aici. Stai mă, și eu nu pot să pun astea aici? Băi, mai avem 6. Opa. Este că mă sună. Mă sună Edi, fii atent, ia să vedem ce e Edi. Cum știe Drogangiu? Fața mea, frate. Ce a zis mă ăla, că nici n-am citit. Hai să vedem ce... Hai să mergem acasă. Hai să mergem acasă. Ei. Manigal, bebe. Fiți atenți. Ce-ai făcut, băbiți? Ia. Asta este stația de muncă. Bă, fiți atenți că aici combinăm marfa. Fiți atenți că aici combinăm marfa. Am înțeles. Deci aici... So, you're in workstation mode now. You can arrange your lab to mix and produce whatever you desire. Punem acelișa ăștia. A, uite cum le punem. A, uite cum le aliniem. Zam. Hai că da. Astea ce sunt, bă, sticle? Ce sunt astea? Bă, fiți atenți că aici... Ia fiți atent. Sticluțe mici, sticluțe mari. Mamă, cât am mai ăsta e borcan de cartofi deja. Hai, bă, de puțin încoace, că asta aici o facem. Bă, dar... Băi, mi-a dispărut aia, mă, lucrare. Da, așa să vezi, exact, chimie. Mod de echipament. Lâmbă, poner. Păi și stai așa puțin, de ce mi-a luat aia? Băi, nene, stați așa puțin. Alea... Ăla e să faci amestec prafurile. Da, păi acum asta încerc să fac, dar... Stai așa puțin. În ăla nu putem să... Ia uză-l pe ăla, mă. Bine, ce oară trebuie să scrie bunerul substanția în contenedor. Ai dus forma de acel elică la fânte cu el bir. Bir nu știu ce înseamnă bir ăla. Bir ăla nu știu ce înseamnă. Poți vedea asta... Deci tot ce comanzi, absolut tot, marfa, pastile, praf, așa de copzac. Ce dracu face cozonac? Trebuie să le pui în borcane. Aaa, amigo. Stai așa că-i prin... Păi dar nu mă lasă să le iau pe ăsta, frate, de ce nu mă las? Deci nu mă lasă să moară fanina mea. Poner. Uite, paramanehara, uite, abri, opționez, cambia modul de laboratoriu. Am înțeles, mă, nene, mă, bă, stați-mă puțin așa. Păi și, eu nu știu cum să schimb pe modul... Pe ta, parcă. Da, băi, nene, bă, ai văzut, bă, bossule, așa, mă, nene, mă. Punem acele și apă borcan. Hăț, 10 grame, băgăm, marijuana. Marijuana cu verde, nu, că doar nu e albastră. Acum, punem ăsta, îl punem acelișa, 12. Cu alb, ăsta ce e? Ce era ăla, amfetamină? Cu alb. Mai avem acolo? Tot aici. Da, așa că punem undita mai borcănoiu. Ăsta e cu albastru, bicarbonat. Punem aici, frumos, bicarbonat, băgăm tot aici, tot ce avem, băgăm aici, în borcanul ăsta. Nu mai are loc, fii atent că nu mai are loc. Practic o trebuie să le pui pe toate acum, da, stai că nu mai am loc, stai așa puțin, ăsta ce e? Amfetamină, l-am făcut cu alb, parcă nu? Dar fii atent, jale, că nu mai am loc. Bă, nene, stai așa puțin, fii atent.
echipament. Dar cum era să... Că puteam să mut ăsta, știi? Nu se poate muta, că este deja făcut acum. Bun. Atunci, păi și eu cum mai pot să mai cumpăr borcane de-astea? Abitamente de stop. Bă, cine a intrat peste mine, mă, cățeș? Ce faci, mă, cățeș? Că am intrat aici, am combinații. De exemplu, 10 grame de amfetamine, pune maxim 5 grame de altceva. Diluat 2. Da, păi trebuie să s-o batem. S-o batem. Da, de ce nu-mi dă... De ce nu mă lasă la... De ce nu mă lasă... Nu mai mă lasă să... Băi, cum îmi pun șmecheria aia pe masă? Cum pun șmecheria aia pe masă, frate? Ia uite cum să... Cu tremurul? Cu tremurul de 7-7. Uite, să-mi mișcă toate astea în casă. Cred că s-a bugăit. S-a bugăit. Bun, ia stați așa să vedem acum... Bă, ce, păi și ce face? Modul laborator, nu? Marijuana. Bun, am selecționat. Păi și cum iau să pun? Cum iau să... A, uite acum, bă! Analiz substanția, denare eticheta. Fii atent, hai să facem niște plicuri de câte 2-5 grame. Ia stai așa. Băi, asta e greu acum, că trebuie să... Pachet nou. Facem de câte 2 grame, da? Mamă, cățelule, m-ai zăpăcit tu pe mine! Stai așa că a venit Barusan aici. Așteaptă mai întâi să vezi ce comenzi ai. A, da? Ok, atunci apoi ieșim de aici, nu? Ia să vedem ce comenzi avem. Îl avem pe Edi, ce-ți spune? Bine, într-un pachete te sta pe speranță, 2 secunde, uite, am înțeles, boss. Am înțeles, deci la Edi o să cerem mereu droguri, asta rămâne clar. Ca să știi câte grame să faci, am înțeles, ok. 2 grame de marihuana. Confirmăm. Mergem frumos, facem 2 grame de marihuana. Pachet nou. Bun, pachet nou, 2 grame. Am creat. Bun, și acum îl băgăm la inventar. Deci îl avem. Am înțeles, deci aici putem să salvăm. Fiți atenți că aici putem să salvăm ăsta, da? Hai să mergem să-i ducem la ăsta 2 grame. O începem așa ușor că mi-e frică să nu mă dea poliția peste mine. Nu doar altceva. A, dar stai aici, că lângă... Bă, fiți atenți că ăsta știe unde stau. Băi, ești nebun la cap, ăsta-i poliția, ăsta-i mână-mână cu poliția. Hai să-l batem. Poți să-l bat? Să-i dau cu scaunul pe el? Nu mă las. Noah Pastet. E sifon, a? Așa zic și eu că e sifon, fătui. Mama, mă, s-i a venit lângă mine. Păi asta miroase de sus. Dar fii atent că trage un pic așa, chinezoi. Ți-a căzut părul de la tăia droguri, nebunule. Hai, salut, ce faci? Dacă-s traficant, nu sunt traficant, frate, doar... Deci ăsta vrea două... Băi, mi-a dat respect. Mi-a dat respect, m-a umplut de respect. Hai, vede, dă-ți. Hai, pleacă, să nu vezi tu unde intru eu. Hai, că vii peste mine cu bagabonți. Pleacă de aici, du-te și lasă-mă. Du-te cu Dumnezeu. Du-te că mare boală ai. Te-ai băgat în drogurile astea, trebuie să... E greu. Băi, fiți atenți. Mă scuzați. Ba, dacă aveam să atâr la mine topor ceva, căcatul bătea. Fiți atenți că aici avem 5 puncte de... Putem să actualizăm, putem să facem niște de-astea. Fiți atenți. Putem să ducem mai mult... Deci putem să... astea sunt buzunarele. Puterea de a alerga. Putere să alerg mai repede. Asta este pe silent, să nu mă audă. Iluzionist, să vânzător și să învăț repede. Acum ce să alegem? Mai bine... Alergată, zici tu?
Băi, uite, punem două puncte aici și punem două puncte aici. Și am rămas chit-chit. Să avem și rezistență, să alergăm și repede. Hai să vedem ce comenzi mai avem, dragii mei. Că mișcă aici și că e la mine care fur. Care furi, care dai, care mă împingi. Ia să vedem. Băi, alu, 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 alu. Ce vrea asta, mă? Două grame? Am înțeles. Deci tu vrei 2 grame de hau. Deci omul vrea 2 grame de hau. Am înțeles. Hai să-i facem 2 grame repede. Mai am 8. Mai rămân cu 6. Îl punem în inventar. Ia stai așa să vedem ce vrea și celălalt. Ieși mă de aici. Stai așa că vreau să văd și ce vrea celălalt. Ce-i asta? Ce-i asta? Casca de... Hai să-l deblocăm. L-am deblocat. Nu știu ce e, dar am deblocat ceva. Dacă vreunul vrea vreo cantitate pe care nu o ai, poți să faci din două plicuri diferite. Am înțeles, deci le combinăm. Am feta, deci ăsta vrea amfeta. Ăsta e Berta, ăsta e Berta. Berta e amfeta. Ce stă mâncați așa? A, să o folosim un simbol, zice. Ca să marchezi teritoriul. Păi 7, frate, mâncați așa. Păi nu-i, cine-i? Hai să facem, hai să-i facem lua asta niște amfeta. Auzi? Dar eu... Bă, ăsta e bicarbonat, ce dracu-i duc lua asta, că o duc do nenorocesc pe viață. Auzi? Am o întrebare. Ascultă-mă puțin, deci fii atent. Eu acum, dacă vreau să combin amfeta cu bicarbonat, pot? Deci pot, nu? A, uite, asta-i, bă, cred că este. Păi și cum? Da, asta o facem data viitoare, pentru că mi-a dispărut asta. Băi, hai să nu ne batem joc. Opa. Asta câte grame vrea, mă? Băi, câte grame vrea? Două grame vrea aia? Stai așa, că nu știu câte vrea. Dar ce se întâmplă în 2 minute? 2 grame, am plecat. Dați aceea să salvăm. Și caut-o la echipament. Mai stai așa puțin. Îți trebuie tabla albastră, dă-i tab. Păi nu am aici, abus. Nu am. Unde o găsim, că nu am? Bă, bă! Nu! Vnimania! Ia-l pe ăsta de aici odată! S-o fi bugăit, le poți lua dacă ieși din lab. Păi am ieșit din lab. Am ieșit din lab și zic pe ce s-a apăsat acum. Deci am bani. Băi, ia stai că aici mi se pare că... Ia stai să las eu bani acasă. Așa, îi lăsăm acasă, frate, că nu se știe niciodată. Le poți lua dacă ieși din lab M-Pod. S-a glicit că nu știu ce am făcut, că i-am dat toate clicurile posibile din lumea asta. I-am dat click peste click și... Bă, dar ce înseamnă asta cu timpul ăsta? Asta e, este mama asta, dacă nu bag asta la droguri în ea, dar mama nenorocit pe viață. Deci asta vrea amfetamină. Ești mulțumită? Iar te-ai îmbrăcat cu prostul. Da, nu, și că puți, dracu. Ăsta ce vrea, mă? De ce se uită la mine așa? Stai, mă, nene, că eu n-am făcut nimic, mă, tâmpitule, mă. Îți dau una de sare casca aia după... Pompează. Mamă, dacă nu le sudează asta, fumează asta... Ați văzut-o? E a doua comandă care mă face. Opa. Stai blocat aici. Bă, dar unde-i panara mai am? Deci, câte să mă luasem, nu...
Ce faci, domnul muncitor? Gata munca, gata munca? Bă, dar am două... Stai-mă puțin, că am două comenzi. Mi se pare că e Domian ăsta. Acum întrebarea mea e, Zalinga, vine garda, fugi în casă. Bă, ești nebun? Bă, pă ce? Aolo, mă prindește cu drogurile la mine, dezbătaia dracu ce-mi dă. Stația. Păi și ce fac? Mă duc acasă și ce fac, frate? Mă duc și mă culc. Mă duc și mă culc, mâine revin și mă... Seama așa că asta e lângă mine, frate. Mai am 18 minute, în 18 minute ajung în partea cealaltă a orașului. Bă, dar ăștia nu sunt aici, mă, mâncați așa. Mede, mede, fugi. Stai, mă, că fug acum, stai, mă, puțin așa. Da, mă, că nu mă las, trebuie să fac întreg asta. Să-i duc lui omul ăsta... Și ce face omul ăsta în seara asta? Ești nebun? Omul ăsta moare de foame. Bă, ăla e în parc. Mă, unde dracu' e ăsta, mă? E unul la 2 metri. Bă, ăștia... A, bă, ăștia pe noapte nu vine, mă, sau ce se întâmplă? Bă, stai băgați pe un boschis pe aici. Uși! Nimica? Deci nu vrea nimica, frate. Bă, nene, ăsta noaptea fuge, mă? Aoleu, s-a auzit ceva pe acolo. Eu nu știu, eu cred că... Astea sunt să faci graffiti. A, păi și cum fac graffiti, frate? Bă, cred că și eu trebuie să mă duc la aia să cumpăr spray-uri de-alea, nu? Că avea niște spray-uri ceva acolo de vopsea. Nu? Am înțeles. Acum am înțeles. Cred că pot să dorm, nu? Dar nu mă lasă, mă, nici să dorm. De ce nu mă lasă să dorm? Ce, aș bea și o bere, dar nu mă lasă. Ia uzi. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. Ia, trebuie să rămân în casă când sună asta. We don't give a fuck. Baby. Eu trebuie să mă duc la Dominic, mă, unde arată persoana. Băi, hai să salvăm. Mă, duc să-i duc omul ăsta drogului, frate, că n-am nicio treabă cu el, dar trebuie să-i duc, frate. Acum e mult mai riscant, pentru că acum apare poliția. Hai să văd eu în ce direcție. Panorama e în direcția aia. Ieșim frumos pe stradă. Nici nu sunt de lângă secția de poliție. Ouleu, poliția Muncavaș, uite poliția. Ouleu, direct în ea am dat Muncavaș. Direct în ea am dat Muncavaș. Deci direct în ea am dat. Deci n-am ieșit din casă, m-am luat direct. Ia uite-i. Eu n-am nimic la mine, să știți. Eu am ieșit să alerg, că mi-e place să alerg noaptea. Nu știu ce a zis ăla acolo, că nici n-am citit. Eu ochii mei sunt așa, după poliție. O să-i duc omul ăsta, drogule, că îți dai seama ce se întâmplă cu omul ăsta în seara asta. Nici nu e la distanță. Ia, șt, niște, gura lupului. Trec, direct pe mine. Ce becul ăsta aici, mă? Stinge becul. Pune-ți pe cap, cascadă fi... Bă, unde e ăla, mă? Ia uite, mă! Ce faci, pisi? Hai că avem ce ai nevoie. Bă, da, atâta, mă, 24 de dolari mi-a dat, mă, pe 20 de dolari. Păi, ai mâncava-și gura voastră, sunteți bagabonți. Să aude o mașină. Ia uite, mă, bagabonți, uite acolo. Îi vedeți? Mă duc acasă. Poate pot să mă tu vinzi gramul cu 10 și îl cumperi cu 5. Păi, na, trebuie să facem ușor business-ă. Mă duc acasă frumos, dacă mai știi și unde e casa mea, că m-am dat cu capul de toți pereții ăștia. Casa mea e pe aici, am înțeles. Aici e intrarea. Hai să mergem. Trebuie să vorbim și noi scara blocului. Să ștergem pe aici desenele astea. Bun. Stai așa să vedem ce mai avem. O să poți plata acasă. Da, păi asta e cu avansare, știi? Asta e cu avansare. Mai avem un ăsta. Speed, băi nene, știi care e treaba?
Ăsta vrea speed. Păi și de unde-i dă eu speed? Mamă, cât bag asta, frate, mâncați aici gura ta. Mamă, cât bag asta, bagă, bagă amfetamină, bagă. Speed este amfetamină, am înțeles. Are băiatul. Hai să facem, fiți atenți, aici avem 2 grame, deci asta vrea 2 grame. Deci sărăcia asta vrea 2 grame. Avem 6 grame, 2 grame, facem un pachet, îl băgăm în inventar, pac, pac, pac. Luăm niște amfetamină și aici ce avem? Nimic. 2 grame vrea și ăsta, parcă nu? 2 grame vrea? Să-ți apare albastră. Sunt 2. Stai așa că știi, bă, știi care e problema mea acum? Problema, nu-i problemă. Nu vreau să-mi bag joc de ei acum, știi? Nu vreau să-mi bag joc de ei acum, că... Bă, ăsta ce vreau ea, mă? Speed, 2 grame, deci 2 grame. Și ăsta? 2 grame și ăsta. Ce faci, mă? Ăsta tot 2 grame vrea mâncavaș. Fiți atenți, mai facem 2 grame de amfeta. Mai facem 2 grame, mai avem 6 grame, 2 grame. Băgăm, băgăm, hai să plecăm. Fiți atenți, salvăm, că dacă e să ne prindă... Mârlanii. Să nu-i prindă cu marfa la noi, știi? Bun. Mergem la primul client. Bă, știți care treacă? Nu i-am luat numele la aia. Îți da amendă. Aolo! Aolo! Bine că mi-ai zis. Dar dacă... Dar eu pot să fug de ei sau îi fug după mine? Uite. Aoleu, asta e una. Bă, asta vrea iarbă. Asta vrea iarbă, sigur. Sunt sigur că am zis că fumează 2 grame. Let's go. Let's go. Bă, fii atent că îi iați lângă poliție, frate. Ba nu, fii atent. Uite-o pe aia unde este, aici este. Sărin gardul. Boss. Iarăși tu mâncați-și, Nazaretule. Stai așa puțin că ăsta... Asta vrea doar una. Let's go. Hai că am făcut-o și pe asta. Și mai avem... Păi, mai aveam unul, mă, jur că mai aveam unul, parcă. Salut, Ionuț, te pup, ce faci, Ionuț? Bine ai venit. Uite ce să fac, mă, lupt aici cu drogurile astea. Ia uite Barosani, uite Barosani cum patrulează. Fugi, dar te... A, mă prinde cam alea slabe. A, băi, mai trebuie puncte de experiență. Ia uite alții, bă. Băi, jale, frate, noaptea e umblă ăștia ca balamucu. Dar eu pot să dorm noaptea acum, de exemplu? Băi, nene, eu mai aveam o de-asta, mă. Trebuie așa să mai bani niște bani aici la coteț. Aute. Tot, 196. Hai că merge afacerea. Hai că ușor, ușor merge afacerea dacă e. Ai văzut? Căutam cont de calitate și văd că... Am găsit aici. Vezi, să nu te apuci de ce fac eu aici. Ai grijă. 2 grame. Bă, dar... A, nu i-am dat, mă. Băi, ce panoramă sunt, mă. Vezi că trebuie să dai la Eddie să-i... Păi și lui Eddie cum îl... După telefon? Îl sun? Sau cum facem? A, să mă duc la calculator și să-i dau lui Eddie. Ia stai așa, hai să vedem. Hai așa puțin. Eddie. Care e Eddie, mă? Ăsta e Eddie. Ia să vedem. Probabil efectiv o paralel cartel. Da, da, ia fi atent. Ia ascultă-mă. Stai așa puțin. Bărâbă un pic, da?
Haideți că am revenit. Poate trece și seara. Hai așa să citim acolo. Salut, Grix, te pup, bună seara. Tot pe acolo. Acum ia... iau toți banii. Ba, am înțeles. Iau toți banii. Hai că dacă mă prindeți poliția acum și cu bani. Și cu bani, și cu amfeta, și cu toate balele la mine, dă să salvăm, că dacă e să ne prindă să... Dar cred că a dat de ziua afară. Cred că a dat de ziua, frate, afară. Ia atent. I-a dat pe naibii. Mergem să-i ducem la 2 grame. Că dacă e să mă prindă cu bani la mine, băi, frate, bana mea, muncesc la curcodușe. Știi ce zic? Așa le zic la poliție dacă e... Aoleu, mâncava și gura voastră, ea lângă mine, acolo! Sunt lângă mine, fraților! Ia uite-l, mă! Chelbosule, ce zici, mă? Bă, nu ți-e frică noaptea, mă, să umbli pe stradă? Ești pisi? Am înțeles! Asta vrea 2 grame, hai să-i dăm 2 grame la asta. Și acum întrebarea întrebăcioasă e în felul următor. Unde mă duc să-i dau banii lui Eddie? A, bine, Drex. Bă, dacă nu v-a schimbat numele, sunteți nebuni. Zalinca, mersi frumos, bossule, pentru membru. Te pupă, Marian. Mersi mult de tot. Mersi mult de tot. Acum apare și pe live, cred. Dacă e, da, știi ce zic. Dar trebuie să apară. Bă, dar de ce n-apare? Acum a apărut. Bravo. Ăla-i. Hai că dacă nu erai tu aici, poate nu mă descurcam așa bine. Acum întrebarea... Să fiu verde ca marihuana, am înțeles. Gigi, frate, mersi mult de tot pentru membru, boss. Băi, ia fi atent. Am primit ceva. Găs contigo în mercat antigo. Acum mai am nevoie de un ajutor. Unde îl găsesc pe Eddie ăsta? I-am zis că-i du banii, hai că-i du banii dacă e, dar unde? Dar unde îl găsesc pe Eddie? Deci eu avem așa, trebuie să desblocăm un sediu, cred că ceva anume. Trebuie să cumpăr niște spray-uri și să fac 4 mărci pe perete. Trebuie să găsesc un client potențial și să ne dea o mostră de droguri gratis. Trebuie să mă duc să-i duc ăsta lui Eddie. Bă, unde e Eddie, frate? Opa, iată-l pe Eddie, unde e? Bă, fiți atenți, hai să facem așa, fiți atenți, hai că facem un fel. Avem bănuși la noi. Stați așa puțin. Care era, mă, ăsta? Care era, mă? Ăsta e. Avem 240 de coco la noi. E în fața blocului unde ai vorbit cu el. Am înțeles, da. Deci tu trebuie să faci un gram, să-l ai la tine. Am înțeles, gata. Păi, bă, nu, da, e bine, mersi. Mersi frumos pentru informație, dar nu acum. Nu fac gramul noaptea. Nu că dacă mă prinde acum, mă prinde cu banul, știi? Eu trebuia să las și ghiozdanul acasă, trebuia să fiu bagabond, trebuia să las ghiozdanul acasă. Dar fiți atenți ce face Mariana acum. Stai așa că nu mai știu unde e benzinărie. A, benzinărie era undeva aici pe stânga, parcă. Stai așa că știa. Stai așa puțin. Benzinărie, deci trebuie să mă întorc în spate cum ar fi. Încolo e benzinăria, dar pe partea asta. Vezi că ai plicul la tine și te arde. Ce plic am, frate, mâncați așa, am plic? Care plic, mă? Ghiozdanu? Ghiozdan? Bă, s-aude ceva. Pe PC, frate, pe PC. Nu-mi face nimic cu ghiozdan, dar mă prinde cu bani la mine, cam... Băi, dar mult durează noaptea asta, mâncam aș gura voastră. Da, vreau și eu, am nevoie de niște spray-uri, PC. 4, 19 bucăți. 3. Și mai vreau unul. Nu încape, fii atent că nu încape ăsta. Și aici nu încape. Ia stai așa și dacă trag cu control. Bă, nu încape, frate. Da, este gratis la multiplayer, la cod. Păi mi-a zis că 4 trebuie să fac. A, cu 1 mi-ajunge să fac mai multe. Faa!
Ai, și am dat banii lui asta, futui grijenia mamei ei. Lasă că mă duc acasă și le bag acolo în dulap. Le bag în dulap, știi ce zic? Că poate pe viitor mai întrebuiesc să mai marchez. N-am știu, frate. N-am știu, te-am luat 3 bucă. Am zis că 4 întrebuiesc. Aoleu, 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 poliția, poliția, poliția. Poliția, să moară fanina mea, fugi! Fugi, marierii! Fugi, că dacă ți-a trebuit droguri, futu-ți grijania ta. Bă, nu intră pe aici, s-a bucat cu stâlpul ăsta. Fugi! Bă, am scăpat de ei, cred, nu știu. S-a pr... Aoleu, unde am ajuns, mânca vaci gura voastră? Pun-te aici după burtă. Stai și apăsule că a venit poliția după mine, ești nebun? Oh, damn, man. I almost... Fuci că ia auzi, mă, că cam... Hai că mă prindea poliția, știi ce zic? Oh, you're a fugitive now. The policeman that chased you will probably recognize you, so why... Bă, dar nu i-am văzut, mă, pe ce guși, mă. ...for naughty-looking assholes like you running around the area. Better keep a low profile. Sunt fugar? Da, sunt fugar, că am fugit, mi-a zis că sunt fugar. Aoleu, 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 uite. Hai, mai duceți-vă și voi la secție, nu, domnul? Aoleu, ia uite, ăștia vin, nu? Da, bă, puțin așa, scu. Mă scuzați, eu dormeam. Eu nu sunt acasă, eu dormeam. Deci mă culc instant. Dacă mă lasă, mă culc instant. Stinge lumina, nu știu. Puneți pe cap, cască, puneți, că vine bătaie. Stinge tot. Nu, 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 că nu e aici, nu e aici, a plecat. Ia uite, bă, ce mă caută ăștia. Bă, cum mă? Bă, mă duc și mă chin în baie, frate, în duși mă pun. Păi se grafite la alții, am înțeles. Mamă, deci m-a tăiat o căcare de nu mai pot. A dat căcare al mine. Și fii atent că... Băi, ești nebun la cap. Am plecat, adică am plecat, adică ai să aprinde lumina, că a plecat. Treaba e că trebuie să mă duci și la Eddie. Am avut bulan, păi, dar nu, că sunt cu toi mare, frate. Eu pe fugă sunt cel mai bun. Asta o să fie țelul nostru în joc. Băi, o să iau banii să mă duc să-i duc lui Eddie ăla, mă, banii. Asta e treaba. Stai să salvez. Stai să salvez că trebuie să mă duc, trebuie să mă duc să-i duc banii lui ăla. Dar întâi vreau să merg să vopsesc. Hai dracu, și ăștia sunt exact încolo, frate. Unde, mă, de exemplu aici? Aaa, am înțeles. De când s-a inventat fuga, tot sunt bula bătaie, adevărat? Nu știu dacă ai... Keep in mind, gaining respect is one thing, keeping it is another. Hai, mă, săr peste... Slowly drops in time. Ba, m-a prins ăștia, sfutul! Fugi! Fugi, Mariane! Mă duc acasă. Du-te în gura mătii, te-ai oprit în piatra aia. Well, it just sucks, okay? Bă, ești nebun la cap. Bă, dar ce au ăștia cu mine, frate? M-am dat până în stație, îmi pun un urmărire. Ținge becul. Ținge becul, culcă-te. Te-ai culcat direct. Ia uite, bă. Ce mă caută, jiguș? Ce vă mai place pe timp de coronavirus? Ia uite ce fuge ăla după mine. Băi, nașpa, frate, că noaptea mă trimite exact în gura la lup. Mâncava-și gura voastră. Mai avem ceva pe aici? Hai să stăm și noi pe internet dacă e.
Bă, lasă-mă un pic așa că... Ce zice mă ăsta? 120, deci lui Eddie trebuie să-i ducem 120. Păi trebuie să ocolesc, frate, dar n-ai văzut că dau muie-muie cu ei? Deci, fii atent, eu trebuie să mă cânc colo. Ce fac eu dacă iese poliția dintre blocuri? Ia zi tu mie. Nu știu, vopțe și-o pe aici. Te faci că nu-i vezi, eh? Da, dar îi mă văd pe ei pe mine. Bă, da. Păi și punctele astea ce fac, frate, aici? Că aici văd că... Peste astea, peste spânzurătorile astea, nu înțeleg. Fii atent că sunt fugitiv! Fii atent că sunt pe stație! Peste astea mari. Yes, baby, level 3. Hai că da. Ia să facem unul și aici. Caută și altele. Am înțeles, deci undeva graffiti, pac pe el. Hai să nu vină bagadei. Mă după. Ia uite. Aha. Eu te-l păi de aici. Ha, i-am dat banii lui Eddie. Pai, futu-ți mama, măti, Eddie. Ce-ți mai place cocaina? A, că te dau eu pe bingă la bagadei. Cătă și altele. Le-ai pe hart. Acum poți comanda. Nu îți ia bani pe moment. Îi duci după. Am înțeles, după ce vindem. Astea se fumează că le rupem, nu-i problemă. Treaba e că... A, uite aici, mă, cred că pot. Da, uite aici îl facem. Dar nu mă lasă, uite că nu mă lasă. A, aici deja am făcut. Hai că... Nu. Bă. Hai că mi-au și amendă acum că le-am... Că le murdărez la ăștia gardul. Azi că le vopsește Marian tot. Aute cât am mai grafit eu aici. Doar 7-le există în cartierul ăsta, mai aici la noi. Fiți atenți că aici trebuie să mergem să-i ducem lui ăsta un... Băi, fiți atenți că nu e așa. Lula trebuie să mergem să-i ducem un... Aici se poate? Nu se poate. Șetron. Nu mă las aici. Aici cred că mă las. Nici aici. Băi, trebuie să ducem lui ăla o mostră gratis. Ați auzit? Printre blocurile gri. Stăm noi, majoritatea. Suntem pe barosoneală. Știi ceva? Hai că... Și aici pe casă la mine unul. Casară la el. Băi, fiți atenți că mă duc să-i cumpăr lui ăla niște grame. Hai că am cumpărat și preiuri. Vezi, bă, Zalinca, că le au fost bune și alea care le-am luat. Stați așa puțin că avem
Fă-i un gram. Da, 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 acum, acum mă duc să-l duc. Dar da, fiți atenți, stați așa puțin, că avem aici 6 puncte. Avem 6 puncte. O dată aici. Și o dată aici. Hai să luăm niște Maria, care e asta. Fac un gram doar. Și un gram ajunge, cred. Dar fiți atenți că știți ce fac? Hai să-l mai sun pe Edi un pic. Că nu mai avem Maria, frate. Să-i cerem niște Maria, frate. Pac. Salvăm. Și mergem să-i ducem la o... o mostră. Să bage în el, în gușă. Să-ți bage în gușă. Știi ce zic? Cred că mergem bine pe aici, nu? Nu, invers trebuie să mergem. Hai că nu-i nimeni. Mergem ușor, liniștiți, trebuie să comanzi 35 de grame de praf și să le comin cu 15 grame de copt. Uții, te pup, salut, binevenit! Bă, dar la noi e aici, mă, frate? Deci fii atent că la noi e aici, ăla o să fie, la cred că vine seara, mă, aici. Fii atent că ăla cred că o să vină seara aici, boss. Ziua. Aoleu, uite-i, uite-i. Ăsta e genul boschet, știi? Bă, eu plec de aici, mă, că i-au venit după mine, frate. Ăia acum următoarea de aia, să-l caut prin zonă. Pe ce să caut prin zonă, boss, că ăla-i... ăla-i la etajul 6. Băi, i-au făcut pe aici, fii atent. Fii atent ce spun. Fii atent ce spun că i-au făcut pe aici. Ia uite. Deci nu-i nimeni aici. A cui vezi? Păi de-aia zic, că de-aia zic. Asta nu știu dacă apare noaptea. Știi ce zic? Nu știu dacă apare noaptea asta. Aaa, am înțeles, trebuie să caut în zona asta pe aici. Păi clienți noaptea, frate, cred că nu sunt clienți noaptea, trebuie să fie ziua. Dar eu cum fac să treacă ziua, noaptea mai repede? Pot să schimb lucrul ăsta? Există lucrul ăsta? Există lucrul ăsta să pot să... Păi l-am găsit pe ăla, pănătărău ăla, l-am găsit pe chelbosul ăla mai devreme, dar n-am știut că trebuie să-i dau droguri. Ia uite-i. Nu, domnul, eu mă duc acasă, am fost la discotecă și... Na. Ia uite, să mergem la super. Trebuie să mergem la Carrefour. Băi, poți să... Nu știu dacă poate să treacă noaptea mai repede. Mă lasă să mă cul, să cânt la o chitară, ceva, nimic. Revin, ok, boss. Băi, fiți atenți. Nu trece. Am înțeles. Ăsta deja mi-a trimis pachetul. Și mai am 3. Mamă, frate, trebuie să avem... Mai avem 3. Deci asta nu se lasă. Asta până nu moare de droguri, nu se lasă, frate. Avem un pachet de marijuana la noi și 63 de dolari. Ultimii nu știu bani. Aici nu mai avem bani. Mamă, 63 de... Suntem bai de mama noastră. Dar lasă că le combinăm noi cu niște de-asta, cu niște bicarbonat ăsta de sodiu. Băgăm niște amfetamină cu bicarbonat dacă e. Știi? Trebuie să facem vreo 10 grame combinații. Iarbă. Și acum uite, 4 grame de amfetamină. Asta vrea 4 grame. Deci din 4 grame putem să-l batem. Facem jumate. Două de alea și două de alea, dacă mă lasă. Înțelegi? Ăsta vrea Maria, nu? 4 grame. 4 grame de Maria. Și noi mai avem aici. Câte grame mai avem, mă, de Maria? Nu știu, mai am 3 grame, frate. Aia e treaba, că mai am 3 grame. Și 12 de amfetamină avem. Nu, ăla e bicarbonat și asta e amfetamină, 4 grame. Deci fac jumate-jumate. Hai că mai avem de două combinații aici. Dar trebuie să mă duc la Edi să iau... Aici trebuie să mergem, la magazin. Să cumpărăm... Să luăm pachetul. Să cumpărăm pachetul.
Dar știți ce facem? O să facem pe episodul următor, pentru că acum o să închid acest live cu traficul de droguri și mai facem un live imediat cu Call of Duty. Da? Așa că mai jucăm ăsta, jucăm data viitoare. Mai învățăm combinații. Înțelegeți? Nu plecați, că mai deschid un live imediat, da? Care vreți să mai stați? Și dacă aveți Call of Duty Warzone-ul, vă aștept. Vă aștept pe joc, da, fraților? Vă aștept pe joc. Mersi frumos de membru Zalinca încă o dată. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru like-uri, pentru tot. Și revin imediat cu un alt joc, da? Cu Warzone-ul. Vă pup. Mersi frumos de prezență. Ciao.